este anul voluntariatului, anul european al voluntariatului și este, cred că, un pretext minunat ca să învățăm să facem voluntariat. A fost și săptămâna națională, avem tot felul de acțiuni și vedem că suntem din ce în ce mai prinși de, nu neapărat un curent, cât de un spirit al nostru personal de a face ceva pentru ceilalți gratuit. Învățăm să facem bine gratuit. Și pentru asta avem și o școală specială în care învățăm să facem bine. Dar mai mult aflăm de la invitații noștri. Invitații noștri sunt deja aici. Bine ați venit! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bună dimineața! Trebuie să ne cunoaștem în primul rând și vă las pe dumneavoastră să vă prezentați. Sunt Ana Hriscu, vicepreședinte la Organizația Internațională de Apărare a Drepturilor Omului Casta Morelii și alături de mine l-am pe unul din invitații Casta Morelii la trainingul internațional Volunteering School for Social Success, Simeon. It's right here. Hello. Hi. E venit din Bulgaria, trebuie să spunem neapărat, a venit din Bulgaria, e foarte aproape de noi, să învețe despre voluntariat în România. Da, așa este. Este unul din cei 28 de participanți la trainingul Casta Morelii. Reprezintă Bulgaria alături de alte 5 state ale Europei, Cehia, Italia, Spania, Turcia și România. Și a venit timp de 10 zile în România, tocmai pentru a învăța cum să specializeze la rândul lui alți tineri în reușita socială prin voluntariat. Da, și eu constat că nu numai în sfârșit vine cineva din Bulgaria și la noi, nu, noi mergem tot timpul în Bulgaria. Nu știu dacă trebuie să-i traduci cumva? Yes. So, we're not only tourists in your country, you come to our country as tourists, but for volunteering. În sfârșit, at last. Bun, într-adevăr am vorbit foarte mult de voluntariat. Ce vă determină să faceți genul acesta de activitate, știind că puteți să faceți orice altceva? Organizația Casta Morelii, în primul rând, își dorește să realizeze acest proiect tocmai pentru a se încadra în prioritățile Comisiei Europene pentru acest an și am decis să abordăm promovarea Anului European al Voluntariatului 2011 și teme precum creativitatea și antreprenoriatul în această perioadă de criză, cred că este destul de important, cetățenia europeană activă și educația non-formală. Aș dori să menționez că acest proiect este finanțat de Comisia Europeană prin programul Tineret în Acțiune și urmărește ca rezultat final încurajarea celor 28 de participanți pentru a se implica activ în comunitățile lor și pentru a se implica în procesul decizional la nivelul comunităților din care fac parte. Și atunci putem să-l întrebăm pe Simeon exact, why did you decide to become a volunteer? Volunteering is very important for my development as a person because you accumulate many knowledge and learning new things. So it's a good start for your personal development as a successful person. E foarte important să faci voluntariat pentru tine personal, pentru că te ajută să te dezvolți, să acumulezi foarte multe cunoștințe și să îți asiguri succesul personal tu, prin tine însuți și în societatea pe care în care trăiești. Așa este. Aș vrea să mai adaug faptul că în coalizarea și în formarea acestui grup de participanți au trecut printr-o selecție foarte dură. Au fost multe organizații care au dorit să se înscrie, unele și partenere mai vechi ale Casta Morelii, cum ar fi și organizația Business Club din Bulgaria, care a mai colaborat de multe ori. Bătaia, să zicem așa, a fost foarte mare, tocmai deoarece trainingurile Casta Morelii sunt pregătite de o echipă de trainer multicalificați și sunt coordonate de specialiști cu performanțe internaționale și cu expertiză în domeniile abordate, cum ar fi orientarea pe criterii vocaționale, formare profesională, ei fiind calificați ca manager de proiect, trainer of trainers, auditori în domeniul calității, evaluatori de competențe profesionale, psihologi, organizatori de spectacole, maestri de ceremonii, evaluatori de competențe profesionale, cum am mai spus. De aceea și participanții și organizații internaționale își doresc tocmai să vină în România la organizația Casta Morelii la aceste tipuri de traininguri, pentru că au văzut rezultatele anterioare ale organizației participante. Toți cei selectați nu sunt doar tineri,
tineri, deși au o vârstă, să zicem, până în 30-33 de ani, ei desfășoară activități importante în țările lor și au fost selectați tocmai acele persoane care sunt capabile să desfășoare activități concrete de diseminare în orașele lor sau în comunitățile lor. Nu doar vin, să zicem, învață ceva și după aia nu folosesc. Este foarte important să coalizeze un grup și să se implice ca lider de tineret și ca lucrător de tineret în comunitățile lor. Apropo, asta, cât, și da, asta vreau să întreb, cât din experiența de aici îți folosește pentru activitatea din Bulgaria, din țara ta? How much will you use from the experience gained in this training in your next activity in Bulgaria? I believe that this training motivates me for the creation of new campaigns in my own country. And maybe definitely I will use much of the things that I learned at this training. For example, how to create a successful campaign, how to reach the people and show them what you want to do, and give them an example for what to do. Te rog. Spunea că e un training foarte important pentru că are cunoștințe complete, adaptarea spune că are cunoștințe complete despre cum se face o campanie de promovare, o campanie de voluntariat și în felul acesta ar putea să aibă un exemplu perfect pentru următoarele lui activități în Bulgaria. De asemenea, participanții internaționali la acest training vor beneficia de certificate YouthPass, certificate care sunt generate de Comisia Europeană și le recunosc la nivel european cunoștințele și competențele dobândite în urma participării la proiectul european Casa Morelli, Volunteering School for Social Success. Urmăriți acum chiar câteva imagini dintr-un proiect anterior, Casa Morelli, care a abordat combaterea șomajului și a sărăciei, tot un proiect finanțat de Comisia Europeană, Programul Tineret în Acțiune și anume For Successful Youth. Este important de știut că tipul acesta de training-uri și de proiecte internaționale au un alt grad de specializare, tocmai deoarece urmăresc formarea participanților ca lideri de tineret și specializarea acestora pentru a se implica în comunitățile lor. Acest proiect, spre diferență de alte proiecte, urmărește de asemenea încurajarea participanților pentru a conștientiza valoarea și importanța voluntariatului ca formă de participare activă în societate și ca formă de reușită a dezvoltării personale, sociale și profesionale. Și atunci am putea să-l întrebăm chiar pe Simeon dacă e vorba despre un trend, un curent în care ne schimbăm cu toții sau e vorba despre necesitatea comunității noastre. What do you think about is it more volunteering, is it more like a trend or is it a personal necessity to a thing that we need to do for our communities? Well, my opinion is that it's both of them. If you want to be a successful, if you want to be a leader, you must be a volunteer first. And it's always good to help the others. And in the same time, you're helping to you because you're developing and learning new things. And in the same time, you're helping the others to learn new things or to do new things. It's a give back. Yeah, exactly. Spunea că e și un trend, e în ambele situații sunt valabile, dar sunt necesare, voluntariatul este necesar atunci când vrei să devii un lider adevărat și că, de fapt, îi ajuți și pe ceilalți, dar te construiești și pe tine însuți, devenind folositor pentru comunitatea ta. E un fel de schimb de bine. Făcând un bine altuia, îți faci și ție, de fapt, un bine. Dintre activitățile care au fost, pentru că deja au trecut 3 zile din training și mai urmează încă 7, aș putea să spun că am încercat să includem și, de fapt, chiar am inclus acele activități pentru a încuraja pe participanți și a-i motiva să demareze viitoare proiecte concrete în organizațiile lor și în comunitățile din care fac parte. De asemenea, specialiștii noștri au urmărit și includerea acelor activități care vor contribui la încurajarea spiritului de inițiativă a tinerilor, creșterea ingeniozității și responsabilizarea acestora în asumarea anumitor riscuri în activitatea de antreprenoriat.
Da. Să-l întrebăm care e următorul proiect. Și vreau și eu să-l întreb pe Simeon ceva. Noi am mers braț la braț cu Bulgaria în Uniunea Europeană, împărțim litoralul, facem campanie litoralului bulgăresc, presa română, mă refer, chiar cu ardoare, aș putea spune. Cum te-ai simțit, cum te simți în Iași și în România? So, how do you feel in Iași? How do you feel in Romania regarding the fact that Romania is a neighbor with Bulgaria? We share the same seaside. So, what do you think about our city and our country? Well, this is the first time I'm in Romania and the first time I'm in Iași. And I think it's really nice place. I meet really interesting people here, young, enthusiastic people who want to learn and develop. And I'm very glad to see that, and I see that Romania and Bulgaria together are really, it's full with young and enthusiastic people, and it's very good. We're quite alike. Yeah. Spunea că Iașul și că e prima dată când vine în România și în Iași cu atât mai mult, că e un oraș foarte frumos, n-a reușit să vadă foarte multe locuri, dar că a văzut că tinerii sunt foarte entuziași, că împart aceleași valori, că suntem foarte asemănători. De fapt, cred că am câștigat un turism. Așa este și chiar aș putea să zic, să garantez pentru acest lucru, tocmai deoarece training-ul va cuprinde în zilele următoare și vizite la monumentele turistice importante din orașul Iași, tocmai pentru a face cunoscut orașul nostru și la nivelul celor 6 state participante. De asemenea, aș putea să mai spun că aseară tocmai am avut seara interculturală a proiectului. Este un moment special în care fiecare țară își prezintă dansurile tradiționale, mâncărurile, tradițiile și împărțim valori și experiențe comune. A fost foarte interesant și toți participanții s-au simțit foarte bine. Ce aș putea să mai spun despre Iași, tocmai pentru că am vorbit despre Iași, acest proiect are o valoare foarte mare pentru orașul nostru, tocmai deoarece îl situează la nivelul orașelor importante pe harta Europei, ca oraș care promovează Anul European al Voluntariatului. La sfârșitul trainingului, care se va termina în 7 zile, dar și la sfârșitul proiectului, care se va termina în decembrie, urmărim crearea unui film prin care să prezentăm la nivelul celor 6 state reprezentate, dar și la nivelul întregilor state ale Comisiei Europene, rezultatele acestui proiect și pentru a promova Iașul și România ca oraș, ca țară care desfășoară activități importante cu un alt grad de specializare, da, în acest domeniu. Și acest lucru îl faceți voi cu entuziasmul vostru, ridicați Iașul acolo unde este, ceilalți trebuie să mai facă curățenie, să repare străzile, să rezolve problema câinilor comunitari și multe alte lucruri, și atunci vor fi și ei la nivelul la care sunteți voi. Este foarte interesantă discuția, dar trebuie să mergem mai departe. Andreea, ai o surpriză pentru noi. Vă mulțumim pentru participare și succes în continuare.